Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, în studio, domnul Gheorghe Pecingine, deputat PNL. Bună seara! Prin Skype, în legătură directă cu noi, analistul politic Ciprian Purice. Bună seara, Ciprian! Și în legătură cu toată țara, o știre foarte interesantă, foarte importantă și care va naște, sunt convins, n-aș vrea să spun o grămadă de înjurături acasă, ci măcar un scrâșnit de dinți se va auzi probabil foarte puternic în întreaga Românie. Pentru că, doamnelor și domnilor, se pregătește vila pentru Klaus Iohannis. Se pregătește vila în care va locui după terminarea mandatului de președinte, cel de-al doilea mandat de președinte. Evident, totul trebuie aranjat din timp. Autoritățile pare să că nu stau cu mâinile în buzunar. Potrivit unor surse, RAPPS s-ar fi apucat de amenajarea locuinței ce îi se va atribui lui Klaus Iohannis după ce nu va mai fi președinte al României. Este vorba de fostul sediu al Partidului Național Liberal și al ALDE, la un moment dat, de pe Bulevardul Aviatorilor, numărul 86 din București. Se pare că acest imobil este în momentul de față în plină renovare. Lucrările de amenajare aici, avem două informații, venind una dinspre G4 Media, care spune că lucrările de amenajare vor costa 45 de milioane de lei și cea de-a doua, asta înseamnă aproape 9 milioane de euro, rețineți, 9 milioane de euro, în vreme ce Recorder.ro spune că e vorba de doar 7 milioane de euro. Regia Autonomă a Patrimoniului de Stat deocamdată nu a răspuns întrebărilor pe marginea acestor subiect. În orice caz, este vorba de o proprietate de pe Bulevardul Aviatorilor, cum spuneam, numărul 86, care e amplasată pe un teren de 1110 metri pătrați și care are în componență trei imobile. Clădire de birouri, subsol, parter, etaj, cu suprafața construită la sol de 475 de metri pătrați și o suprafață construită desfășurată de 1265 de metri pătrați, un garaj cu suprafața construită desfășurată de 43 de metri pătrați și o cabină poartă cu suprafață de 23 de metri pătrați. Deci, repet, vorbim despre o clădire. Deja contractul de renovare a acestei clădiri este atribuit, l-a luat firma Bogart, condusă și, mă rog, patronată de Raul Doicescu. Reiese acest lucru dintr-un extras de carte funciară și, cum spuneam, e vorba de o vilă cu subsol, parter și un etaj cu suprafață construită la sol de 475 de metri pătrați și suprafață construită desfășurată de 1265 de metri pătrați. Acum nu știm, o fi mult, o fi puțin. E în buricul Târgului, este pe Bulevardul Aviatorilor, în zona mai mult decât scumpă a Bucureștilor, în apropierea cartierului Primăverii, după cum bine știți. Și vorbim despre între 7 și 9 milioane, ca să fim așa cât se poate de scrupuloși cu informațiile care există în acest moment pe piață, lucrări de renovare între 7 și 9 milioane de euro pentru vila în care va locui președintele Klaus Iohannis. Sigur, și Traian Băsescu, dacă ar fi să aducem aminte de un alt președinte care s-a mutat la un moment dat într-o vilă dată de RAPPS, a făcut lucrări de amenajare pentru vila în care s-a mutat la acea vreme, dar e adevărat că la renovarea imobilului din strada Gogol din București, suma investită la acel moment a fost de 300.000 de euro. Când vorbim de 300.000 de euro la Băsescu, care oricum mai era acea vilă, că i-a fost retrasă, după cum bine știm, a fost mutat în acea vilă, adică a fost scos afară din acea vilă, 300.000 pentru Traian Băsescu și vorbim de o vilă renovată pentru Klaus Iohannis, care are ca preț de renovare între 7 și 9 milioane de euro. O fi mult, o fi puțin, domnule Pecingine, ce ziceți? Așa că vorbim și noi, ca românii. Domnule, construcția, dar aș fi curios să ne explice RAPPS-ul de ce această sumă. Știu clădirea, am fost în această clădire. Dar, o știți, nu? Da, dar probabil trebuie reamenajată ca și
vilă de locuit, nu ca și păi dacă asta este, trebuie să precizăm că ea trebuie transformată într-o casă de locuit, practic, da, ea fiind acum sediu, cu destinație de sediu, de partid, da, cu totul altceva. Da. Probabil că trebuie o recompartimentare, o consolidare, exact, mai dărâmăm un zid, mai urcăm un, mai punem o scară. Mai... Știți cum e atunci când faci de la zero? Mai bine o făceai de la zero. Exact. Exact. Era mai ieftin decât să reamenajezi. Probabil... E de patrimoniu. E de patrimoniu? Da. Atunci... Sigur, dar eu am fost acolo... Iartă-mă, dar acum vorbind între noi, nu știu, eu mă uit, eu știu clădirea asta și eu de mult. E o clădire urâtă, dacă e, adică numai de patrimoniu. E una din aia, de pe vremea... poate arătăm și cum, colegi, dacă avem acea fotografie, cam cum arăta înainte de a fi acoperită de tot soiul de... Da, te rog, Ciprian. Eu am fost acolo, cred că înaintea domnului Pecingină, pe vremea USL-ului, dacă ții minte, Robert, da, acolo era sediu USL. Uh-huh. Pentru că e fix între Chiselef și Calea Victoriei și Crin și Ponta se întâlneau acolo la mijloc. Așa spuneau, mergem la USL, adică nu mergeau nici în sediu clasic al PNL-ului din 2012, nici în Chiselef 10 și se întâlneau la USL. Știm clădirea. Uh-huh. Comparația cu președintele Băsescu e utilă, dar să nu uităm că totuși s-au scumpit materialele de construcții, ca să facem și o glumă. Asta voiam să zic, bă, dă-le naibii de materiale de construcții, că să fi scumpit de la 300.000 pentru Băsescu la 9 milioane de euro pentru Iohannis. Și ce vreau să spun încă o dată, cred că pentru al 100-a uite, asta oară, este, iartă-mă, Ciprian, ce văd acum telespectatorii, asta, asta e zile. Asta e. Da, urâțenia asta, mă rog, era da, o de asta așa, de afară nu spunea mare lucru, mă rog, că, dar poziția e excepțională. Vreau să spun pentru a 100-a oară și o să spun în continuare de fiecare dată când am ocazia, ce a pățit fostul președinte al României, Traian Băsescu, este o mizerie fără de margine. În sensul că a fost lăsat fără locuință și fără pază. Pentru că aici nu vorbim de persoana Traian Băsescu, vorbim de fostul președinte al României. Și dacă noi cu țara asta vrem odată să intrăm în lumea civilizată și dezvoltată, trebuie să respectăm instituțiile. Auzi, Ciprian, stai puțin, auzi. Dar hai să ne întoarcem la chestiunea asta, pentru că mie mi se pare că, ceea ce se întâmplă în acest moment merită o discuție publică. Bă, oameni buni. Am înțeles. Sunt de acord cu tine că președinții trebuie să aibă o casă în care să locuiască, dacă n-au o casă. Așa ar trebui pusă toată chestiunea asta, da? Sau, hai să facem cumva legea asta, să spunem așa, să locuiască într-o casă, da? Dar a cărei valoare în casa aia, da? Să nu depășească la un moment dat, nu știu, hai să zicem un milion de euro, da? Că e o casă... De ce? Cum? De ce? Cum de ce? De ce? Că banii ăștia nu investim în Iohannis, investim într-o locuință deținută de statul român. Dacă, Doamne ferește, domnul Iohannis, nu știu, se mută în Florida... Măi, Ciprian, iartă-mă, nu e așa. Nu, hai că deschidem o discuție, eu să spun, 9 milioane de euro. Domnul Iohannis, îi dea Dumnezeu viață lungă, e un om tânăr, niște zeci de ani, o să poată locui în această casă liniștit. Uite-l pe Ion Iliescu cât are, 94? Cât are momentul de față? 94. 94 de ani. Cine mai știe? Înțelegi? Locuiește cu soția la etajul unei vile adevărat în primăvară. Dacă duci acolo, e o chestie destul de modestă, așa. Nu, e, nu te aștepta să găsești vreun palat. Socialist? Da, mă rog. Cu genul ăsta de case, la un dat ar putea fi, uite, faci aici, închiriezi unei, nu știu, bănci, închiriezi unei chestii de genul ăsta, la un moment dat. Iei niște bani pentru a plăti armata de bugetar din România. Nu vreau să par socialist, comunist în momentul de față. Bă, dai cam mult dacă numai pe renovare dai în momentul de față între 7 și 9 milioane de euro. Adică domnul Iohannis nici n-are vreo liotă de nepoți, 7 copii care să locuiască, nu știu ce, cu dânsul și așa mai departe. Locuiește dânsul cu soția, da? Adică, iartă-mă, chiar și un penthouse puteau să ia la un moment dat și ieșea mai ieftin. Ăsta e stilul domnului Iohannis, nu știu de ce ne mirăm acum în al 10-lea an de mandat. Știi cum au titrat ăștia de la Recorder? Trebuie să le spun că îmi place titlul foarte mult, da? Palatul împăratului. Bă, așa e. Când ești împărat... Ăsta e omul. Eu, încă o dată, acum 10 ani pe vremea asta, lumea se entuziasma că, aoleu, Iohannis candidat la prezidențiale, da? Uite unde am ajuns. Așa a fost dintotdeauna. A trăit mai select, mai pe picior mare... Nu prea l-au interesat criticile de genul ăsta, nu l-au interesat cheltuielile. Ăsta e Iohannis, nu înțeleg de ce ne mirăm. Când, într-adevăr, 9 milioane de euro, e limpede că acea construcție se reconstruiește de la zero. Stai să vedem ce mobilier și-o băga, stai să vedem ce utilități, ce robineți, ce closet, ca pentru un împărat. Dar, încă o dată, acum ne întrebăm asta?
după 9 ani, fraților, l-au votat românii cu toate mâinile. Asta e. Asta e democrația. Trebuie să acceptăm această situație. Așa funcționează pluripartidismul, așa funcționează democrația în care oameni, poporul are mereu dreptate. Poporul l-a ales pe Iohannis, Iohannis asta ne dă. Da, mă, da. Trebuie să admitem că este cel mai scump președinte din istoria acestei țări. Eu cred că dacă îi facem un calcul și lui Ceaușescu, înțelegi, apropo de vile și așa mai departe. Vezi că le dai idei. Vezi că le dai Ceaușescu avea mai multe vile și aici la Vâlcea e celebra vila lui Ceaușescu. Da, bă, era celebra vila lui Ceaușescu. Poate și ăștia o să-și facă mai multe vile, Robert, dacă le dai idei. E posibil să... Are una la... Unde să mai facă? La o, lângă o pârtie de schi trebuie să fie o vilă. Acum, lăsăm la o parte, cum să spun, sigur, e un soi de ton ironic așa și de om amărât, da? Păi, oameni buni, e mult, mă, e prea mult. Adică dacă vorbim de o renovare de 9 milioane de euro și la care se mai adaugă, cum spunea și Ciprian, ce îi mai băgăm în casă, e prea mult. Eu cred că întreaga sumă acoperă și utilități, tot ceea ce va fi. Adică cred dar de că... unde știți? Nu știu, bănuiesc, pentru că altfel mi se pare și mie foarte mult. Adică e o sumă uriașă și cred că cei de la RAPPS ar trebui să reacționeze și să precizeze dacă într-adevăr e pentru președintele Iohannis. Eu văd altfel această informație și pentru mine mi-a arătat faptul că Iohannis, Klaus Iohannis, în ultimul an de mandat, pe finalul mandatului, este la fel de puternic ca la început. Adică toate instituțiile sunt acolo. Nu iese nimeni din front. Să ne aducem aminte, inclusiv Ion Iliescu, pe final de mandat, după mandatul 2004, a apărut frecțiuni cu domnul Năstase. Nu mai era toată lumea la comandă, se pregătea un înlocuitor. De domnul Băsescu la fel, în ultima perioadă a avut foarte multe probleme. Domnul Iohannis se pare că... E frică de dosarele de la DNA. În SRI-ul n-are șef civil, prin urmare, băieții care spun la ordine au zis că au jurat să nu se amestece în politică, deci n-are ce să-l amenințe dinspre partea aia. PNL-ul e mort, iertați-mă că trebuie să vă spun acest lucru cu mare, așa, da? Mai aveți puțin și strigați sus Ciolacu cu toții. Asta eu este. Cred că nu vom ajunge acolo, dar mă rog, așa... Eu zic că ați ajuns deja, dar sunt răutăcios, cum spuneam, și uneori, așa, când am oameni pe care se simpatizeze, mă dată un permis. PNL este a doua zi de la guvernare, dacă Ciolacu se anunță candidat comun. Cum? PNL, a doua zi după Ciolacu se anunță candidat comun, el se anunță că PNL-ul nu-l va susține, PNL iese de la guvernare. Da. Și se duce înapoi mingea la domnul Iohannis. Și PSD e istoria anul ăsta. Hai că discutăm despre asta. Un al doilea... Deci, îmi place acest scenariu. Da, o să discutăm imediat, că e interesant ce spui tu, Ciprian Purice. Vă repet, doamnelor și domnilor, pentru cei care ați deschis mai târziu televizoarele, cred că informația zilelor în această perioadă, ca să nu zic zilei, este cea potrivit căreia domnul Klaus Iohannis se va muta la finalul mandatului într-o vilă de pe Bulevardul Aviatorilor numărul 86, în celebrul cartier Primăverii, zona respectivă, într-o vilă de 475 de metri pătrați, suprafață construită la sol, suprafața construită, desfășurată fiind de 1265 de metri pătrați, o clădire S plus P plus un etaj, având și un garaj de 43 de metri pătrați și o cabină unde va sta probabil SP-pistul, ca să zicem așa, cu suprafața de 23 de metri pătrați. Până și SP-pistul are cabină cât o garsonieră în Berceni, în momentul de față, 23 de metri pătrați. Da, Palatul Împăratului, acesta va fi, cum au titrat cei de la Recorder, și pentru renovarea acestei vile, care a fost folosită ca sediu de partid, deci este o vilă cu destinație de de birouri, de pentru partide, pentru săl, așa, îl vedeți, ăsta ar fi sediu, se vor investi între 7 și 9 milioane de euro pentru transformarea acestei vile într-o locuință în care să stea domnul Klaus Iohannis, când nu va sta probabil la Sibiu sau când nu va sta la Bruxelles, dacă se duce ceva pe acolo, pe la Bruxelles sau la NATO, de exemplu, la sediul NATO. Acum cred trecem mai degrabă la Bruxelles. La Bruxelles, da, credeți? Candidatura la NATO, mie mi s-a părut că e un gest de a negocia, dincolo de toate aparențele și tot ce se spune despre președintele Klaus Iohannis, nu cred că și-ar fi anunțat sau s-ar fi anunțat candidatura dumneavoastră după ce Statele Unite
a anunțat susținerea pentru premierul olandez. Și atunci a intrat probabil într-o negociere și partea acestei negocieri reprezintă și această candidatură. Părerea mea, așa am văzut, în cheia asta am văzut eu lucrurile. Vă propun să urmărim însă acum împreună și cu invitații mei, dar mai ales cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor, un moment, cred că e cel mai tare scurt metraj din politica românească a ultimilor ani. Așa ceva, meseria asta deja de 30 de ani, n-am văzut până acum. Uitați-vă, vă rog frumos, cu mare atenție, nu doar la desfășurarea acțiunii, încercați să acoperiți cu privirea în timp ce veți vedea aceste imagini, mimica, gesturile, stupefacția celor care sunt protagoniștii acestui film. Despre ce e vorba pe scurt? Președintele PNL, domnul Nicolae Ciucă, însoțit de șeful oamenilor de afaceri liberali în partid, în PNL, da? Domnul Remus Borza, sunt la o cină cu un celebru om de afaceri, domnul Marius Ostache, de la Altex, nu? Sper că nu greșesc. Altex și altele, ca să zicem așa. Da? Media Galaxy, iertați-mă, da, să nu greșesc așa. Și alte și media, ai dreptate, da, se șoptește în cască, mărturisesc. Și alte și media Galaxy. Ei bine, despre ce să fi discutat? Păi poate să fi discutat la această masă despre o posibilă candidatură la primăria capitalei a domnului Marius Ostache, din perspectiva, din ipostaza de candidat, poate independent, din ipostaza sprijin de PNL și de PSD, nimeni nu știe încă, pentru că cei trei, fiind surprinși într-un astfel de context, au avut niște reacții absolut penibile. Penibile pe de-o parte, pe de-altă parte, însă ele spun mult despre ce se întâmplă în momentul de față în interiorul partidelor din România. Priviți! Ați decis, așa cum a scris gândul, ca domnul Ostache să fie candidatul PNL la primăria capitalei? Nu neapărat. Care este motivul pentru care v-ați întâlnit în această seară? Ne cunoaștem de mai mult timp și suntem la o masă. Deci nu va fi candidatul PNL? Nu. Nu avem voie să stăm la o cină cum? Deci nu va fi candidatul PNL la primăria capitalei? Nu am discutat acest lucru. Dar credeți că există o posibilitate? Acum, pentru oricine există o posibilitate. Deci nu v-a convins domnul Borza? E vorba de convingere. Nu e vorba de convingere. Sunt discuții exploratorii. Ați eliminat celelalte candidaturi? Nu s-a eliminat. Cum? Ați eliminat celelalte variante de candidatură care au fost vehiculate până acum la În acest moment nu este vorba de nimic, care o avem împreună și atâta tot. Deci domnul Ostache este candidatul preferat, să spun așa, pentru primăria capitală? Doamne, este absolut o chestiune care... Stăm la dispoziție mâine, totuși o cină privată, dar și noi dreptul la intimitate, nu cred că sunteți de acord. Adică, e foarte simplu să ne puneți microfonul la gură. Avem și noi dreptul la intimitate. Nu suntem de acord să dăm nicio declarație. Veniți mâine la partid sau în altă parte, într-un cadru organizat. Deci asta e o încălcare a unor drepturi. Și vă rog, chiar vă rog să nu mai filmați. N-aveți permisiune, chiar că dacă sunteți într-un spațiu public, dar totuși, e o cină, avem și noi dreptul să stăm de vorbă. Nu-i așa? Sunt atât de multe lucruri care îl recomandă, dar nu despre asta vorbim. Și mai e mult până departe. Spre exemplu, trecutul tumultos? Trecutul tumultos al cui? Așa fiecare avem, nu? Haideți, vă rog. Bine. Mulțumim mult. Haideți. Domnule Pecingina, scurte comentarii, ca să zicem așa, că pentru mine este absolut halucinant. Deci... Da, o cină. Asta între oameni de afaceri, domnul Borza și cu domnul Stache, probabil sunt oameni de afaceri, și președintele PNL, care Borza ați văzut, se știu de mult. Și am putea să spun mai mult, nici n-au negat, nici n-au confirmat că există o discuție cu privire la
Cum a zis domnul Remus Borza, mi-am notat aici. Sunt discuții exploratorii. Deci este clar că nu erau discuții exploratorii despre ce femei, bani, nu știu Borza ce, discutau exploratoriu despre PNL-ului. O posibilă candidatură. Eu nu mi-aduc aminte ca președintele Oamenilor de Afaceri, da? Care are și un rol, să zic, nu decorativ, dar mai mult simbolic, da, în organismele de conducere a partidului, își poate permite să discute despre candidaturi la... Așa a spus-o. Și putea să spună domnul Ciucă de acolo... Domnul Ciucă de acolo putea să-i dea un dos de palmă lui Borza și să-i spună, tași mă, de gură, ce discuții exploratorii, despre ce? Probabil a fost genul să... Înțelegeți? Fiind serioși. Deci era pe stânga, nu știu cum e, stânga, la dreapta, ajunge. Adică ăla era Ostahie, era mut, nu înțelegea nimic din tot ce îi se întâmplă. Eu am altă curiozitate. Am crezut că a zis că e la camera ascunsă. Cum au trecut de SPP și de lucrurile astea? Adică, mi se ce pare... să treabă? Păi probabil că nici la SPP-ul i-a spus, bă, lăsa-ne, lăsați ei să mâncăm. Ce, bă, aia de la restaurant puteau să-i lase pe unii să nu intre în restaurant? Au intrat oamenii, au zis că beau și eu cafea. Da? Și la un dat au scos camera de la vedere și microfonul și i-au întrebat. Nu asta e problema, cum au trecut. Problema era ce se întâmplă aici. Pentru că noi trebuie să vedem și rog pe colegii mei să punem și astfel de... să ne uităm puțin la niște sondaje. Nu vreau să mai zic ce-o fi, dar trebuie să comentăm ce-o fi în sufletul lui Burduja. De Sebastian Burduja, președintele PNL București. Vă dați seama? Deci eu cred că în momentul în care au apărut aceste imagini, în sufletul lui Sebastian Burduja s-a pornit nu o furtună, furtuna ca ăla, ciclonul, Katrina, cum îi spunea la urmă. Deci săracul a fost devastat. Mai ales că... uitați, era, deci, despre Ostahie, candidat la primăria capitalei, se vorbește de ceva vreme. Cred că următoarea întâlnire urma să fie cu Dan Șucu, nu? Că și despre domnul Șucu se vorbește. Da, sunt mai mulți independenți luați în calcul de cele două formațiuni politice, pentru că s-au făcut sondaje. Dar Burduja nu e bun? S-au făcut sondaje și s-a stabilit că un membru PNL, de exemplu, n-ar fi susținut decât de 25% dintre membrii PSD. Iar invers, un membru al PSD nu ar fi susținut decât de 30% din electoratul PNL. Pentru Gabriela Firea, de exemplu, după cum o să vedem în sondaj, dacă 30% dintre membrii PSD o votează, PNL iese peste... Astea sunt niște calcule pe care și le-au făcut cele două formațiuni politice la vârf, pentru că în interiorul partidului se știe că Burduja va fi candidat, cel puțin la PNL. E cutuma, președintele organizației de la București candidează și dorește foarte mult. A început campania. Ce să candideze, domnul Becinge? Uitați-vă puțin. Eu vă spun, domnule, dacă discuțiile concretizate până da, în momentul ăsta. Mă rog, am înțeles. Dar uitați-vă, hai să ne uităm pe sondaj. Dați puțin fila de sondaj, vă rog frumos, sondaj curs cu candidații la posibilii candidați la primăria capitalei. Că noi o să-i aflăm cu 3 zile înainte de vot care sunt candidații, la cum arată lucrurile în momentul de față. Sau după. Da. Nicușor Dan, 36%, Gabriela Firea, 33%, și domnul Sebastian Burduja e la gară, 8%. Cu Mihai Enache de la Aur, n-am auzit în viața mea de Enache de la Aur, care are și el 8%, da? Șoșoacă mai are puțin, dacă se mai ceartă, mai divorțează de 2 ori, mai face 3 scandaluri, bate puțin pe Silvestru, trece de la 5% la 9%, da? Și apare și Piedone, care măsura spontan, scrie în paranteză acolo, în acest sondaj curs, dat publicității chiar azi, cred, da? Așa, cu 10%, deci mai întâi oamenilor care au, ca să înțeleagă cei care ne privesc acum, oameni buni, li s-a pus în față celor care au răspuns la acest sondaj, li s-au pus niște nume. Nicu Șordan, Gabriela Firea, Sebastian Burduja, Mihai Enache, Diana Șoșoacă. Au fost întrebați cu care dintre ei votați. Au fost însă 10% dintre cei întrebați, da, care au zis noi nu votăm cu niciunul din ăștia 5, ci vrem să votăm cu unul Piedone. Da? De la PUSL sau cum s-o numi, PUSL, nu știu, așa. Da? Au zis noi votăm cu Piedone. Deci, Piedone, trecut prin pușcărie, cu chestiunea cu colectiv, un cârciumar, un bucătar, că altceva nu e, ca să zicem așa, da? Are 10% și Burduja, care a făcut Harvard sau ce a făcut Burduja, așa, mega studii, președintele marelui partid național liberal filiala București, e cu 8% și normal că Ciucă s-a dus să mănânce cu Ostahie și cu Borza, încercând să găsească o variantă să arunce și ei pe cineva în lucru. Vreau să fiu răutăcios, dar mie datele astea și baletul ăsta care se întâmplă și la PSD și la PNL, mi indică faptul că viitorul primar al capitalei va fi Nicu Șordan. O să avem aceeași, cum spunea și Nicu Șordan, primar.
prima? Da, cum spunea și colegul, s-ar putea candidații să aflăm cu o lună înainte sau după. Deci nici dumneavoastră, ca liberal, nu credeți că aveți vreo șansă la primăria capitalei? Nu, n-am spus asta, dacă balăm, încă o dată. S-a mai întâmplat asta pentru Partidul Național Liberal. Am ieșit cu Ludovic Orban, a avut o problemă, Maria Munteanu și am rodat și am ajuns să am luat un scor la 9%. Da? 9%. Ei, dacă repetăm lucrurile astea, s-ar putea să avem același scor de 9% și primar să rămână Nicuș Ordan. Ciprian Purice, să le luăm pe rând, ca să zicem așa. Te ascult. Hai să vedem ce avem aici, apropo de întâlnirea aceasta fabuloasă dintre Remus Borza. Apropo, ce caută Remus Borza asta? E agățat tot timpul ca un breloc de fiecare președinte al Partidului Național Liberal. Nu există șef al PNL-ului, Câțu, Orban, cine a mai fost, da? Unde să nu existe brelocul Remus Borza, marele strateg. Și ne spun surse liberale, domnul Remus Borza este idolatrizat realmente de domnul președinte al PNL, domnul Ciucă. Vede în domnul Borza un mare strateg, nu știu în ce domeniu, dar așa se pare. Te rog, Ciprian. E bine că domnul Ciucă mai schimbă consilierii. Până la urmă, Borza e mult mai bun decât ce a avut. Eu cred că la această cină romantică am avut o regie. Cum ai zis, dați mai tare, vă rog, sunet un platou. Cină romantică? Păi sigur că observăm. Cină romantică în trei? Păi, da, în sensul metaforic, normal, politic, vorbind, pentru că aici se transmiteau mesaje. Se transmiteau mesaje către celălalt membru al cuplului Nicu și Marcel, adică la Marcel, care era lipsă aici, nu? Pentru că în bătălia pentru primăria capitalei, tot PSD pare să-i tragă preșul de sub picioare PNL-ului, împingându-l pe, așa, undercover, cum s-ar spune, pe Piedone. Noi să nu credem că Piedone candidează el de capul lui dintr-o dată împotriva PSD, împotriva foarte bunei relații dintre, de exemplu, Marcel Ciolacu și Dan Voiculescu, patronul antenelor. Deci, de fapt, aici PNL, prin Nicolae Ciucă și cine mai știe, încercau să transmită un mesaj PSD-ului că au și ei independentul lor, și anume pe Dan Ostahie, fostul meu concetățean de la Piatra Neamț. Mai încearcă și cu Șucu, mai încearcă și cu cine o mai încerca. Din punctul meu de vedere, din moment ce a devenit publică candidatura lui Piedone, iar sondajul curs, asta vine să arate că potențialul de creștere al lui Piedone este uriaș, este fabulos, sparge toate topurile, cred că și discuția despre primăria capitalei s-a închis. Acum, e limpede că PSD și PNL ar greși strategic să nu-l susțină pe Piedone. Pentru că Piedone înseamnă Voiculescu, Piedone înseamnă antene. Să îți pui antenele în cap în an electoral, doar dintr-o găselniță. Acum să fim realiști, nici nu au în interiorul partidelor niște candidați mai buni decât Piedone. Și Gabi Firea, da, s-ar putea să într-o cursă tet-a-tet cu Piedone, nu știm cum este. Pentru că Piedone stă foarte bine în sondaje și Firea stă foarte bine în sondaje. Dar eu cred că dacă vom avea un tandem... Stă bine Firea... în ce sondaje? Că Bucureștiul nu e numai periferia Bucureștiului. Hai să fim serioși, vorbesc foarte serios. Da? Așa este. Adică nu știu dacă, nu știu, bun, nu că s-ar fi adunat crema cremelor până în sectoarele 1, 2 și 3, da? Așa, dar totuși, da? Nu-mi dau seama dacă l-ar vota pe Piedone cu 7 mâini, nu știu, ăia din Dar pe de altă parte, Robert, îți dai seama că chiar ar merge bine orașul ăsta dacă am avea un primar general Piedone și Gabriela Firea liderul din Consiliul General sau liderul PSD București care vine să îl sprijine sau să-l critice atunci când doia fi Nu știu cum mai merge orașul ăsta, că eu îl văd căzând de la an la an, e un dezastru, îl văd toți cei care trec până București. Sunt câteva sectoare unde lucrurile se mai mișcă, dar în rest și e nenorocit. Uite, problemele pe care consideră bucureștenii importante sunt traficul, termoficarea, sănătatea, spitalele, poluarea, 6%. Ieri, duminica, a fost un nivel al poluării nemai întâlnit până acum în București. Aerul era realmente otrăvit. De cine? De ce? Cine ne omoară? Habar n-avem în momentul de față. Până și aia de la Garda de Mediu s-au speriat când au văzut ce niveluri de poluare se atinseseră în întreg Bucureștiul. Deci, noi murim cu zile, cu alte cuvinte, în acest oraș.
și avem o întâlnire în care ni se propune patronul de la Altex și de la așa să preia funcția de candidat. Aș mai vrea să spun ceva. Da. Nu există niciun precedent, niciun bun exemplu ca un om care vine din afara politicii, fără nicio legătură cu politica, să performeze bine. Pentru că una este o afacere, sigur, una este o corporație și alta este birocrația. Afacerea este ca să faci profit, birocrația respectă un set de reguli și are cu totul alte obiective decât corporația. De asta avem dezastru Clotilde Armand, de asta avem dezastru în general de pe la USR, unde au ajuns primari, pentru că ei au crezut că o primărie s-o conduce precum o corporație. Și Nicușor Dan, i-a luat un an de zile până când s-a pus la punct cu primăria, cu oamenii de prin primăria capitalei. Pe de altă parte, firea de asta a performat în primărie, pentru că nu s-a dus acolo ca un satrap să le spună de azi înainte, eu sunt șeful, eu sunt patronul, a lucrat cu ei și a funcționat, anumite lucruri au funcționat. Abia pe finalul mandatului și Nicușor Dan s-a predat și a înțeles că birocrația nu poate fi, cum să spun eu, controlată, manipulată. Ori lucrezi cu birocrații, ori te fac. Din păcate, astăzi, în sondajul ăsta, într-adevăr, firea este cel mai bun PSD-ist plasat în competiția pentru capitală. Dar să vedem dacă va avea sprijinul partidului. Pentru că nu o văd candidând ca independent. Da, haide să vedem, pentru că e interesant totuși ce se întâmplă cu posibila candidatură a Gabrielei Firea la primăria capitalei, întrucât lucrurile ajung într-un scenariu sau în situații absolut halucinante. După ce o lungă perioadă de timp Ciolacu a evitat să spună ceva despre candidatura Gabriele Firea la primăria capitalei, am avut momentul în care Ciolacu și Firea s-au îmbrățișat, s-au pupat la celebra conferință de presă a PNL-PSD, a liderilor PNL și PSD, iar acum avem o declarație a domnului Ciolacu, care, întrebat de ună zi în țară, unde a fost cum e cu această candidatură, iată ce a răspuns. Am stabilit o alianță electorală. În acest moment, candidatul pentru funcția de primar general este doamna Gabriela Firea din partea Partidului Social Democrat. În interiorul coaliției, la fel cum am stabilit și o alianță, urmează să vedem dacă mergem separat în această confruntare politică sau mergem împreună cu cei de la Partidul Național Liberal. Deci sunt ferm convins că în următoarea perioadă se va lămuri acest lucru. Cum e, domnul Pecingin? Dincolo de... Aș vrea să vă răspund, dar... Nu, dar vreau să spun ceva, ca să spun de la început. Totuși, nu cred că vom cădea în ridicolul în care între Burduja și Firea să câștige Burduja sprijinul PSD-PNL. De departe, Firea e trei clase peste Burduja, și ca anvergură, și ca experiență, și ca notorietate, și ca intenție de vot. Problema este dacă cele două partide vor aduce un outsider, un independent care să ia voturi mult mai multe și de la liberali, mult mai multe și de la PSD. Iar acel independent, din informațiile mele, azi în timp ce vorbim, este Piedone. Nu știu de ce la PSD nu vor să o împingă pe Gabriela Firea, candidat comun. Poate pentru faptul că în 2020 a pierdut în fața unui Nicușor Dan. Nu știu, sunt alte motive, dar totuși între Firea și Burduja, hai că nu stă comparația în picioare. Păi și Piedone este candidat, e văzut așa, drept candidat independent? Da. Păi unde? El e șeful unui partid, are și el. Independent între PNL și PSD. Între PNL și PSD, adică nici cu ăla, nici cu ăla, e așa, un soi de... Da? Păi nu știu ce să zic de independența asta, pentru că partidul în care face parte Cristian Piedone este în alianță și pe listele PSD de europarlamentari, da, este în alianță cu PSD-ul. Și pe listele la europarlamentare va fi susținut pe locurile PNL-ului, vor fi susținut și... Da, acum vreau să înțeleg un lucru, iertați-mă, stimați invitați. La ce asistăm noi, de fapt, în acest moment? Pentru că și toată această căutare, acest scouting, da, după candidați independenți, ne arată o chestiune absolut înfiorătoare. Două mari partide, că-s mari, PNL și PSD, nu au în momentul de față un nume fiecare în stare să-l bată pe un nevolnic numit, nevolnic nu în sens jignitor, om care
nu a reușit să facă mare lucru în sensul ăsta. Nu are aplicație spre administrație. Care nu are aplicație spre administrație, exact. Domnul Nicu Șordan, deci de asta o spun, în sensul ăsta e cuvântul nebunii, nu ca să-l jignesc, Doamne ferește. Deci nu avem unul care n-are partid, că n-are, adică în spate susținu sigur de USR, de Forța Dreptei, de nu știu ce, dar nu e membru al vreunui partid între ăstea despre care le-am enumerat, da? Și acum se testează și varianta cu unui outsider care ce asta o încercare de a păcălie electoratul, aici, hai mă, că băgăm lipsă mult de leadership. Liderii ți-i creezi în timp, și la nivel local, și la nivel național. Da? De ce nu candidează, domnule, Ciucă, de exemplu? Ciucă să candideze la primăria capitale. Ar fi bună întrebarea, pentru sau Ciolacu. Poate vrea să candideze la președinția României. Uite, Ciolacu, candidat la primăria capitale, așa este cutuma, președintele partidului candidează la președinție. Nu? Da. La președinție, nu la... Păi nu, la mai întâi candidezi la primărie și în toamnă te duci la președinție dacă ești atât de tare. Și te vrea lumea. Băsescu e numai unul, Robert Curcescu. Da. Aici nu vă pot contrazice, dar leadership-ul se creează. Vă înțeleg. Trebuie să lași oameni să ți-i creezi pe anumită, pe administrație. Am pe... înțeles. Bun, a fost cazul, și de ce nu e cazul lui Ciucu. De ce Ciucu nu a apărut de la sectorul șoferilor. Rareș Bogdan, de ce nu candidează la primăria capitală? Adică aveți în momentul de față în partid, totuși în PNL, da, există niște oameni care... Ar trebui să-și asume... Au notoritate. De ce nu vine Boc de la Cluj să candideze la primăria capitală? Să dea o mare lovitură de imagine. Ia uite, domnule, că eu pot să câștig și la București. De ce nu vine ăsta, cum îl cheamă? Bolojan. Mare primar, mare președinte de Consiliul Județean, să zică, bă, gata. La Bolojan cred că are o scuză, dacă o pot numi așa, este la primul mandat de președinte de Consiliul Județean și cred că își mai dorește un mandat. Domnule, așa, scuze, mă rog, da. Nu cred că asta e problema. Nu domnul în București Pecin, nu există lider. V-ați provocat cu Bolojan. I-au dat lui Bolojan, i-au dat tot partidul PNL, când acum vreo 3 ani de zile, țineți minte, venise ca prim vicepreședinte, a stat câteva luni de zile pe aici. Trebuia după Câțu el să preia partidul, nu Ciucă. Și a refuzat, nu și-a asumat. Un fricos. Haideți să fim serioși. Nu, lucrurile și cu nu au stat așa. Nici Robert, măcar nu a fost întrebat. Ilie Bolojan nici măcar nu a fost întrebat. Asta vă pot spune din interior și încă eram la vârful partidului atunci când s-au făcut jocurile. Și nici nu a fost întrebat Ilie Bolojan. Și de ce a venit prim vicepreședinte 3 luni de zile pe aici? Deci a fost prim vicepreședinte pentru că imaginea lui ajută tot timpul. Vine ca salvator, să mă rog. Păi deci lipește imaginea de partid atunci când e în situații grele. Și ajută... Și de ce a plecat? Că a plecat înapoi. Pentru haide, lăsați-l un pic pe Bolojan, că a plecat, că, mă rog, nu să simțe... Păi nu, dar Bolojan... E greu pentru ăștia din Oradea, e complicat să stea prea mult de la București. Tipologia... Da. Tipologia liberalului, care la el pe moșie e mare barosan, dă lecții Bucureștiului. Da. Așa, dar când e vorba să treacă la fapte, bagă capul nisip. Boc la fel, Falcă la fel și enumerăm pe toți. Niciunul. Bine, Boc, totuși să-i dăm dreptul și respectul că a venit premier cu Băsescu. L-a renunțat la Cluj, s-a întors. Dar acum, când nu mai au un Băsescu în spate, că și domnul Pecingină, de asta am zis, e fost pedelist, asta nu era niceva grav. Nimeni nu-i perfect. Dar... Și la liberali, dom'le, nu mai au curaj să vină să-și asume. Uite, eu de asta spun și o să spun de 1000 de ori. Îl apreciez enorm pe tânărul, cum îl cheamă, Teodor Zi, fiul marelui poet. Care, dom'le, în timpul PDL-ului, mi-aduc aminte imediat și vă zic, în timpul PDL-ului în 2012 și-a dus și-a candidat la primăria sectorul 1. Curajos. A pierdut cu 14% cât a luat. Dacă nu candidezi la tu locale... Tu zici de paleologul? Tu zici de paleologul. Da, paleologul. Senzațional, domnule. Om curajos. I-a zis Băsescu, du-te bă și candidează. Și-a candidat. Da? Și-a asumat. Acum toți se comportă ca niște fete mari, dau lecții. Rareș Bogdan de la Bruxelles, că e așa. Ăștia alții dă prin primăriile lor, de pe la Consiliul Județene, dar unul nu vine să ia partidul, să-și asume. Da, domnule, trag eu partidul după mine la primăria capitalei, trag eu partidul după mine la guvern sau în cursa la prezidențiale. Bagă toți capul nisip, niște fricoși. Da. Avem un eveniment care s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute, despre care există două școli de gândire. Una o vom avea din partea lui Ciprian Purice, care a și scris un text pe marginea acestei întâmplări politice, alta pe care o pot exemplifica cu mai multe declarații ale unor comentatori politici. Este vorba de participarea unei delegații a conservatorilor, să spunem, în România, că nu au fost numai cei de la AUR, au fost și cei de la Alternativa Dreaptă, a fost și Mihai Neamțu acolo, la adunarea conservatorilor de la Washington 2024.
Și, mă rog, George Simion, o să vedem, a și transmis un mesaj de acolo, de la fața locului, ca să vază, vorba lui Nenea Iancu, o Românie întreagă că el a ajuns în locul în care a ajuns la un moment dat și Donald Trump. Da? Ba mai mult decât atât, pe una dintre, în una dintre fotografiile de pe rețelele de socializare, George Simion ne-a arătat că i-a cumpărat și o șapcă cu Donald Trump, cui credeți, tocmai domnului Iohannis. A dat chiar $10 pe ea. Primiți! Sunt președintele Mișcării de Redeșteptare Națională numită Alianța pentru Unirea Românilor. Vă reprezint aici, în Washington, D.C., iar acest om trebuie să ajungă următorul președinte al Statelor Unite pentru viitorul nostru, al europenilor, al românilor. Ăștia care sunt cu democrații, cu socialiștii, n-au ce căuta aici. CPAC, da? 2024, adunarea conservatorilor în Statele Unite ale Americii. Următoarea întrunire de acest gen va fi la Budapesta, în fieful lui Victor Orban, că prietenul lui Donald Trump. Ciprian Purice, ai scris un text pe Cristoiu Blogro în care spui că e o greșeală ce a făcut George Simion ducându-se la Washington și încercând să se valideze în felul acesta drept conservator și să alăture mișcării conservatoare. De ce? Nu, am spus că e greșit că el să dă drept conservator. Nu e nimic greșit a fi conservator. Nu e nimic greșit să relaționezi cu alți conservatori din lume. Dar asta înseamnă că nu prea mai ești suveranist. Pentru că suveranist înseamnă să pui țara ta pe primul loc și să arăți că n-ai nevoie de girul nimănui, nu-i așa? Ai parteneriate, nu spune nimeni, dar n-ai nevoie să iei lumină de la Marele Licuriș. Pentru că asta a apărut, Robert. A apărut că Simion caută sprijinul, caută oblăduirea și lumina, într-un cuvânt, că e cel mai bun termen, de peste ocean. Păi dacă ești de acord să dialogăm, am să spun, nu neapărat la George Simion, dar cred că dacă răsturnăm lucrurile, ar putea fi o lovitură de imagine pentru George Simion. Că până acum l-au făcut putinist. Ce caută un putinist în America? Asta cu putinist i-au dat și viză, mă întreb la un moment dat. Stai. Că eu nu mă raportez la idioțenia asta cu Simion putinistul. Asta e pentru cum? Adică o anumită extremist, zonă. Nu-l scot din extremist. Liderul partidului extremist AUR. Este sintagma pe cu care îl numesc toți liderii politici, toți jurnaliștii care le cântă în strună liderilor politici care numesc așa pe Simion. Și care i-au făcut foarte bine, care l-au luat de la 10% cât au luat în 2020 și uite, l-au adus la aproape 20% din informațiile mele reale, ceea ce e o creștere spectaculoasă, atacându-l în felul ăsta. Vezi tu, românii sunt cei care îl simpatizează pe Simion în ciuda acestor atacuri murdare. Mai mult decât atât, eu cred că românii nu vor să-l vadă pe Simion că face ca Dragnea, ca Ciolacu și ca alții care se duc una, două cu jalba împrotat la americani. Mă, pierzând jumătate de săptămână, un weekend întreg pe acolo, doar ca să-și facă niște selfie-uri cu niște americani care în mod cert habar n-au cine e George Simion, cine e AUR și nici nu cred că știu foarte bine unde e România pe harta lumii. Deci, Simion, el vine, a și câștigat simpatie și nouă ne e drag. Și ne-a fost drag de la început, tocmai pentru că el era fix altfel față de restul, Robert. El era natural, era din popor, nu era rușine să stea de vorbă cu toată lumea, să spună niște adevăruri dureroase. Uite și chestia asta cu Basarabia, pe care el o spune de atâtea, cred că de peste 10 ani, da? În timp ce alții se feresc. De asta ne place Simion. Nu că se duce peste ocean să pozeze cu Trump. Crezi că pe Trump îl interesează de România? Eu vin de lui Putin pe $3. Nu îl interesează, habar n-are. Avem nevoie de lideri care nu se mai raportează la entități externe, care se bazează pe românii noștri. Și asta i-a și spus lui Simion. Să meargă printre românii lui, să-i lase pe americani. Ca să nu mai vorbim că dacă... Că tu știi foarte bine pe Simion. Analizează-l psihologic. El a fost scos din zona lui de confort. Simion se simte foarte bine în țara lui, printre românii lui. Nu prin străinătățuri. Și în Italia, la fel, la papă, când s-a dus, s-a văzut, nu se simte bine. Nu e în ambientul lui. Dacă vrei să faci politică, nu poți să o ții numai cu, în relațiile cu electoratul de la talpa țării. Te mai duci și la Bruxelles, te mai duci și la Washington, te mai duci și la Paris.
te mai învârți și până Stockholm, adică sunt capitale, sunt locuri, sunt puncte fierbințe ale politicii mondiale în care nu strică să fii din când în când prezent. Poți să stai mai așa, stai în Ițar și în Mămăligă toată ziua, nu mergi. Nu strică, dar uite, vreau să spun ceva, niciun alt suveranist mare, cum e Simion, din Europa, n-a fost la SIPEC. Meloni n-a fost la SIPEC. Ăla din Olanda n-a fost la SIPEC. Crezi că nu i-au invitat americanii? Da, dar sunt una, e prim-ministru, ălălalt de afea, adică au niște altfel de probleme și alte chestiuni. Aia merg la, direct la Trump. Acum, Simion fiind în partid de opoziție și nu că iau apărarea încă o dată, spun, s-a dus și el unde l-a băgat Ionel Roiban, fostul meu coleg din Partidul Mișcarea Populară, că nu credeți că ăsta, Simion, s-a dus de unul singur acolo. Și e unul, Ionel Iorban, care este un soi de Jolly Joker în relația asta dintre conservatorii americani și recte CPAC și așa mai departe. Ăsta e care pot-o și pe la Mar-a-Lago, pe la vila lui Trump și pe aici, pe la Washington. Și mai trebuie spus ceva. Le ia bilete, le ia bilete de intrare la astfel de... Din punctul meu de vedere a fost o greșeală strategică mare și mai trebuie spus ceva. Oricine avea bandă bilet se ducea acolo. Să fim realiști. Deci l-au pus pe George, l-au pus să mintă că a fost invitat, că nu știu ce, și într-unul din live-uri s-a pozat cu biletul de tip silver care costă $3,000 pe site-ul SIPEC. Deci uite-te câte trăsnăi îl pun să facă. Și am spus de ce, că problema nu e neapărat că s-a dus, că dacă ar greși Simion, oamenii l-ar ierta. Dar are în jurul lui niște băieți deștepți care vor să pună mâna pe partid. Ca să tranzacționeze apoi partidul, cum s-a întâmplat și cu PPD-ul, dacă ții minte, și cum s-a întâmplat și cu alte partide. Deci, eu îl văd pe Simion încapsulat de cei din jurul lui și împins în greșeală după greșeală. Simion trebuie să întoarcă la Simionul de acum, George trebuie să întoarcă la George Simionul de acum 2-3 ani de zile, la George Simion de la nu vreau să facem, cum să spun, agenda de politicianul George Simion. Am vrut să punctez acest moment. Credeți că, sau sperați că va câștiga Donald Trump alegerile, domnule Pecinci? Nu știu, e o situație ambiguă și în Statele Unite și... Lăsați asta, nu? Eu vă întreb pe dumneavoastră, v-ați dori? E important, vreau să încep la să iau prim, pulsul politicii. La prima candidatură a Donald Trump am fost trumpist, pentru că de dreapta, cumva măsurile economice, m-au speriat puțin declarațiile, nu știu, în context, sigur. Vă speriați ușor, așa? Nu mă sperie ușor, dar având Rusia atât de aproape... Te trece un fior oricum. Când, pe ce? Când te ne lasă America? Pe ce? Asta țin de capa. Nu ne va lăsa. America nu ne va lăsa indiferent de ce conducător va avea, pentru că sunt aici bazele NATO, au niște tratate, indiferent ce președinte au, e foarte bine structurate, mă rog, și constituțional și instituțional lucrurile și nu ne vor lăsa. Nu știu. Acum, în momentul ăsta, dacă mă întrebați, nu știu dacă l-aș mai susține pe Trump, cel puțin din punct de vedere, să zic așa, al politicianului, dar prima oară când a candidat, da, am fost trumpist și multă vreme politicile lui n-au plăcut. Da, încheiem rugându-i pe colegi să pună imaginile, vă rog, asta ca filmare de ultimă, de încheiere de emisiune. Băgați, vă rog frumos, și comentez puțin protestele de la Bruxelles, unde fermierii au spart realmente barajul poliției. Este, adică sunt niște imagini de violențele care au loc în acest moment. Europa fierbe din punctul ăsta de vedere. Iată ce se întâmplă. Se fac baricade. Deci așa arată momentul de față. Protestele sunt dintre cu haosul. Fermierii belgieni și poliție. Se spar barajele. Adică... vreau să înțelegem cu toții din aceste imagini că situația în Europa nu e calmă deloc și se întâmplă, cum spuneam, în Germania, să nu mai aud din ăștia care zic că n-au voie fermierii în centrul Bucureștilor, că nu știu ce, că se blochează traficul, vai, vai, aoleu. Ai noștri au fost pistol cu apă pe lângă ce se întâmplă, spre exemplu, la Bruxelles, ca să nu mai vorbim de fermierii polonezi care au distrus 160 de tone de cereale ucrainene, nu mai suportă și cred că pe bună dreptate asaltul acestor cereale ucrainene peste Europa, la fel și Belgia, da? Nici ei nu mai suportă. Ce va urma? Situația e destul de tensionată, cum ar zice toți reporterii clasici în viață în România, rămâne să vedem. Asta e expresia favorită a reporterului român. Rămâne să vedem ce se va
întâmpla. Mulțumesc, Gheorghe Pecincine, mulțumesc, Ciprian Purice, pentru participarea în emisiunea Sub semnul întrebării această seară. Ne vedem mâine seară, doamne și domnule, aceeași oră, 20:00.